Bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Career Mode cu Juventus Torino. Astăzi vom afla de ce adversar vom da mai departe în Liga Campionilor. Pentru că avem ultimele două meciuri, meciul cu FCSB cu care vom începe, iar ulterior vom avea și meciul cu Barcelona tot în acest episod. Pentru că din nou să urmeze niște meciuri în campionat pe care o să le simulăm. Meciul cu Atalanta care poate și fi vrut să-l joc, însă mă mai gândesc dacă să-l jucăm sau nu. După care vom avea un meci cu Udinese pe care o să-l simulăm și meciul cu Barcelona pe care o să-l jucăm. Da, cam asta ar fi. O să jucăm cu primul meci cu FCSB care are 0 puncte, din păcate în 3. Nici noi nu stăm foarte, foarte bine, dar având în vedere că am luat bătaie de la Dinamo Kiev, ar cam trebui să batem FCSB-ul și să câștigăm și cu Barcelona, ceea ce sper eu să se întâmple. Acum să sperăm că o să se întâmple totuși. Golgheteri în această competiție, sau mă rog, de fapt da, în această competiție, în acest sezon de Champions League până acum, este Messi cu 7 goluri și Immobile cu 5 în spatele lui. Nu cred că avem niciun jucător pe aici prin Champions League, însă o să mergem la acest match minunat cu FCSB să vedem ce o să ia, să zic. Cam asta este echipa noastră de start pentru acest match minunat. Vedem că FCSB defilează cu aceeași echipă cu care a jucat împotriva noastră. Data aceasta vom juca la noi acasă, totuși nu vom mai juca pe stadionul celor de la FCSB. Și zic să mergem la match să vedem ce se întâmplă. O să fie un match greu pentru FCSB, greu și pentru noi, pentru că suntem acolo, nu stăm cel mai bine cu punctele. Ronaldo a marcat 7 goluri în ultimele 3 meciuri. E o spaiu adevărată în Ronaldo în această ediție de Champions League. Și vedem că plouă destul de tare în Italia. Chiar plouă foarte, foarte mult, dacă mă întrebați pe mine, în acest moment. Însă asta nu ne împiedică să jucăm și să facem un meci bun. Îl vedem aici pe Florinel Coman în prim plan, care încă așteaptă oferta lui Nea Gigi Buffon. Și am uitat din nou să schimb chiturile. Are o fucking kidding me, iar o să trească să fiu mega atent la chituri. Și ieșim din apărare super frumos. Goretzka o pasă foarte bună către Kingsley Coman, am vrut să zic, dar am zis Florinel și a părăstrat un incredibil. Și Cristea după aceea în acest moment. Să vedem aici Rabiot, deschide scorul Rabiot aici. Iată, mijlocașul Juventus reușește să ducă echipa în avantaj cu scorul de 1-0. Nu, chiar nu mă așteptam la Rabiot să marcheze, sincer, că era ultimul ăla care mă așteptam să dea gol vreodată la echipa asta. Dar iată că face o surpriză plăcută și reușește să marcheze. Adrien Rabiot, n-am văzut exact golurile are marcat, însă nici nu are foarte multă importanță. Ideea e că am dat gol, este foarte, foarte bine. Iată aici o recuperare foarte bună, Ronaldo, să-l vedem pe Ronaldo, Cristiano Ronaldo, apără Straton. Un șut bun al lui Cristiano Ronaldo, însă Straton este acolo pe fază. Însă la această, loviturile astea de cap al lui Ronaldo sunt efectiv imposibil de barat. Si! 2-0 pentru Juventus. Cristiano Ronaldo marchează și o lovitură de cap din nou foarte, foarte bună din partea portughezului. S-a înălțat acolo extrem de bine. A reușit să ia fața fundașului celor de la FCSB și iată că ducem scorul la 2-0 în acest moment. A doua repriză controlată puțin de FCSB, but suntem acolo încă. Apărarea FCSB-ului nu e în apărare. Ronaldo vine cu o scăriță. Cristiano Ronaldo, gol din scăriță pentru acesta. Mingea intră în poartă totuși, chiar dacă Cristi a reușit să o scoată, intrase după linie. Cred că vom avea și un gol check dacă, da, avem și un gol check. Și într-adevăr mingea trece de linia porții. Și iată că este gol, este 3-0 pentru Juventus. Cristi a reușit acolo să scoată acest balon, însă din păcate prea târziu, pentru că balonul deja intrase în poartă un pic, cât să fie gol valid. Și cam asta este o scăriță reușită de Cristiano Ronaldo. Gol în minutul 82 pentru acesta. 3 goluri, noi facem pe zic pentru el. Iată o lansare foarte bună către Florinel Coman. Se vede pe Florinel Coman, care nu reușește din păcate, însă iată-l aici din nou pe Coman la finalizare. Apără Szczęsny, apăra foarte bine acolo Szczęsny și din nou Florinel Coman, care iată marchează, incredibil. Florinel Coman reușește în minutul 89 să mai spele puțin din acest scor și vedem cât de bucuros e Florinel Coman, care reușește să marcheze în poarta lui Juventus. După, pot să zic, o gafă acolo. Da, m-am gafat un pic, însă
Florinel Coman, iată, reușește să marcheze împotriva Juventusului. What the fuck? Foarte, foarte, foarte bine pentru Florinel Coman. O să, golul ăsta o să-i crească cota, gata. O să ridice de cali prețul lui de la 100 de milioane la 200. După ce a reușit să-i dea golul lui Szczęsny, e de două ori mai bun, de trei ori mai bun chiar. Este final de meci. Reușim să ne punem în fața celor de la FCSB cu scorul de 3-1. A reușit și Florinel Coman să marcheze împotriva lui Juventus, ceea ce mă bucură super, super mult. Au avut 8 șuturi pe poartă, posesia a avut FCSB cu 3% mai mult, dar șuturile au fost clar de partea noastră. Leipzig bate Manchester United acolo și sunt curios să văd ce să facă Dinamo Kiev cu Barcelona. N-ar fi mișto, dar nu aș zice că nu m-aș bucura dacă ar pierde Barcelona cu Dinamo Kiev, adică lol. Chiellini transfer offer. Avem o ofertă de transfer pentru Giorgio Chiellini. Ok, Atletico Madrid nu vrea să plătească 21 de milioane jumate cât oferise Tottenham, însă am refuzat. Tottenham atât oferise, gen. Însă am zis, bă, hai să n-accept, că eram indecis dacă să-l dau sau nu. În orice caz, și dacă o să luăm ceva un pic mai tânăr poate decât Chiellini, deși nu cu mult, mă gândeam poate la un Sergio Ramos. Avem meci cu Atalanta. Meci pe care o să-l simulăm, o să dăm rapid un quick sim și să sperăm că o să-i batem. Îi batem 3-0, Leon Goretzka marcator, Coma marcator și el și Danilo, iată, marchează și el un gol. Ok, that's nice. Sassuolo bate Inter Milano. Ok, un rezultat neașteptat, am putea spune. Vedem că suntem la ceva puncte distanță de Milan, mă rog, au cu un meci mai puțin, însă și așa cred că am fi tot la 3 puncte distanță de AC Milan. Chiellini transfer offer, din nou ofertă de transfer pentru Chiellini, de data asta la Borussia Dortmund. Ok, aceeași chestiuță, mergem să vedem, să negociem un picuț, să vedem dacă reușim să scoatem ceva mai bun. Nu vor nici ei, nu vrea nici Dortmund să dea 21 de milioane jumătate pentru Giorgio Chiellini. Din păcate, nu cred că o să reușesc să-l mai dau pe Chiellini la suma asta de 20 de milioane, dar și dacă reușesc o să fie bine, pentru că are deja 35 de ani și o sumă de asta ar merge pentru Giorgio Chiellini, sincer. Chiar ar merge. Noi o să avem meci cu Udinese, din ce văd, însă aș vrea să avansăm așa, că poate cine știe mai primi niște oferte pe aici. Ia o scau, Chiellini transferă furt. Bă, dar e tripată lumea pe Chiellini, ești nebun, Liverpool. Hai bă, că Liverpool are bani. Liverpool ar trebui să dea, sincer. Bă, nu, bă, e incredibil, bă, al câterea club e, mă? E al treilea club cu care negocii și nu vrea să le ia, mă, are 36 de ani, Giorgio Chiellini. Nu vor să dea 21 de milioane jumate, mă, păi nu. Dar probabil o să acceptăm 20 dacă ne mai vine ofertă. O să-l dăm cu 20, că nu știu dacă... Nu cred că o să reușim noi să luăm pe el 21 de milioane jumătate. Ar fi fost ok. Milan văd că a pierdut un meci acolo, deci suntem la 6 puncte de AC Milan, ceea ce e bine pentru noi. 18.600 de la Inter. Hai să mai negociem un pic cu Inter și vedem pe unde ajungem. O să cer din start 22 jumate și aia e. Ok, obținem 20 de milioane pe Giorgio Chiellini și acesta e posibil să semneze cu Inter Milano. E posibil să-l mai vedem în campionatul Italiei dacă va accepta oferta celor de la Inter Milano. Și îl vedem aici pe Cristiano Ronaldo. Ronaldo grabs November Player of the Month Award, ceea ce e foarte bine pentru Cristiano, jucătorul lunii în Serie A. Eu zic că e chiar ok pentru el. Nu știu cum să vă zic, dar la Serie A Team Player, Player of the Month November Shortlist, avem doar jucători de la Juventus. Avem așa, Goretzka, Coman, Ronaldo și Dybala. Deci toți jucătorii, cei mai buni jucători, luna noiembrie, ca să zic așa, printre cei mai buni sau cei mai, de fapt, cei mai buni, ca să zic așa, au fost toți de la Juventus, adică ce poți să-ți dorești mai mult de atât, ești nebun, n-ai ce să-ți dorești mai mult de atât. Avem meci cu Udinese pe care o să-l simulăm, o să dăm și aici un quick sim rapid, să vedem ce reușim să facem. Batem cu 1-0, iată golul lui Ronaldo și ratarea lui Dybala, cred că din penalti. Acolo însă e bine că reușim să învingem cu 1-0, ceea ce e ok. Pentru noi urmează meciul de foc versus Barcelona. Dacă îi batem, s-ar putea să terminăm peste ei. Și dacă pierdem și Dinamo Kiev o să bată FCSB-ul, oricum suntem calificați mai departe de pe locul al doilea, ceea ce e ok că oricum trecem mai departe, gen. Însă
pentru moralul echipei aș vrea să îi bat pe cei de la Barcelona. Acum să vedem dacă o să reușim să facem treaba asta. Vedem că au ceva golaveraj mai mare decât noi. But dacă îi batem cu 3-0, trecem acolo mai departe. Rămâne de văzut totuși. Rămâne de văzut. Hai să mergem la Magic Cup să vedem ce se întâmplă. Am zis să fac și o conferință de presă aici să vedem care mai e treaba. Oricum au moral foarte bun. Pot să-l duc acolo la Very Happy. Da, le-am urcat moralul foarte, foarte mult jucătorilor mei pentru că au nevoie de chestia asta. Și îl vedem aici pe Gigi Buffon cum a venit el să dea frumos de creație, după care a plecat instant de acolo. Nu vreau să discut cu voi, vă las să vedeți fotbal aici. Echipa Barcelonei o știm. Vreau să fur cât mai mulți jucători de la Barcelona, dar asta nu se mai spune acum. Zic să-i dăm drumul la meci. Hai să-i dăm drumul la meci, că oricum altceva n-avem de făcut mai bun. So, it's perfect, zic eu. Mergem și jucăm versus Barcelona. În sfârșit prindem și noi o zi aici cât de cât mai ok. Să jucăm Miralem Pjanic, fostul jucător al lui Juventus. Iată cum va juca împotriva lor pe Camp Nou, practic la noua lui casă. Va juca versus fosta sa echipă care l-a ținut destul de mult pe Pjanic. Însă asta e, până la urmă a fost schimb pe schimb și Arthur va juca împotriva Barcelonei și el a fost jucător la Barcelona. So, e totul ok. Începe meciul Griezmann acolo cu lovitura de star cu Tino Pjanic. Să vedem cum se va desfășura meciul ăsta. Sper eu să se termine bine pentru Juventus. Trece acolo Rabiot în viteză un pic. Rabiot din nou avansează foarte bine. Adrian Rabiot, o centrare în care către Ronaldo, însă să nu uităm că Barcelona are fundași destul de înalți. Și iată că Ousmane Dembele fură acolo balonul. Să vedem pe Leon Goretzka, Coman, este o minge bună până la urmă către Coman. Piqué acolo a greșit destul de mult. Goretzka vine cu un șut, însă n-a fost cel mai bun șut acolo. N-am înțeles foarte multe din faza aia, totuși a venit foarte bine. Iată-l aici pe Griezmann, Antoine, și s-ar putea să fie și este penalti făcut de Giorgio Chiellini. Aceeași istorie dacă am luat în primul meci versus Barcelona roșie. Iată că și în al doilea meci facem o gafă de genul acesta și îl faultează acolo Chiellini pe Griezmann. Așadar vom juca în 10 oameni, din păcate va trebui să scot un mijlocaș și Messi are șansa să deschidă scorul. Lionel Messi apără Szczęsny, însă din păcate pentru noi situația nu e foarte grozavă, fiindcă va trebui să jucăm în 10 oameni, va trebui să iasă un mijlocaș și să intre un alt fundaș aici. Ronaldo pleacă acolo Dybala destul de bine și este o pasă foarte bună către Paulo Dybala, apără Ter Stegen. Dacă a fost rândul lui Szczęsny să apere, iată că acum a venit rândul lui Ter Stegen și reușește acolo să apere foarte bine. Dybala se întoarce foarte bine. Paulo Dybala, Ronaldo, Kingsley, Coman, 1-0 pentru Juventus în minutul 59. Kingsley Coman, după o acțiune frumoasă acolo a lui Paulo Dybala, o întoarcere superbă și o pasă venită de la Ronaldo către Kingsley Coman, reușește Coman să deschidă scorul în favoarea lui Juventus, așadar 1-0 împotriva Barcelonei pe Camp Nou. Iată, reușim să deschidem scorul și să sperăm că reușim să mai marcăm măcar un gol, să stăm un pic mai liniștiți totuși, că 1-0 e un scor foarte, foarte periculos și 2-0 e un scor periculos, dar măcar e minutul 60. Un 2-0 ar fi poate un pic mai ok. Totuși să vedem ce se va întâmpla. Dybala, este o pasă foarte bună către Cristiano Ronaldo. Să-l vedem pe Ronaldo. Cristiano apără Ter Stegen. Să vedem ce va face aici Ousmane Dembele. Dembele întoarce la Griezmann. Este un atac bun al Barcelonei. Messi faultat. Incredibil, al doilea penalti meciul ăsta. Matias de Ligt primește cartonașul galben. Este penal, al doilea penalti pentru Barcelona. Și Matias de Ligt într-adevăr i-a pus acolo piedica, l-a obstrucționat pe Messi. Iasă Griezmann, intră Jamie Vardy. Să vedem pe Messi de această dată unde va bate pe centru și al doilea penalti ratat de Messi în acest meci. Am intrat în minutul 90, ba chiar în minutele de prelungire.
ale acestui meci, no, iată, scapă acolo Sergi Roberto. Scapă Sergi Roberto și nu e bine. Nu e bine, Alessandro, excepțional, vine acolo să blocheze Alessandro din spate și este final de meci. Ba nu, nu este final de meci, am crezut că s-a fluierat, da? Să vedem acest corner bătut, Frankie de Jong apără Szczęsny încă o dată și va degaja acum Szczęsny și este final de meci, reușim să batem Barcelona cu nou mai puțin pe teren și cu două penaltiuri apărate de Szczęsny. Iată-l pe Buffon care dă mâna cu Ronald Koeman. Reușim să ne impunem în fața Barcelonei cu 1-0, un meci foarte, foarte important câștigat de noi aici, golul lui Koeman, iată că reușește să ne aducă victoria pe Camp Nou și e super, super mișto. Mă bucur super mult că am reușit să câștigăm meciul ăsta, că a fost un meci destul de important și am luat și cartonaș roșu și my fucking god câte probleme peste probleme. Dar e bine că am reușit să trecem peste, am bătut Barcelona lui Messi, ca să zic așa. Și iată că nu știu dacă am terminat totuși pe primul loc. Dinamo Kiev a bătut cu 1-0 FCSB-ul, deci din păcate FCSB-ul este out. E foarte, foarte bine că am reușit să câștigăm împotriva Barcelonei, dragi oameni buni. Cam atât ar fi cu acest videoclip din seria asta de Career Mode cu Juventus. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, să apăsați pe acel butonaj de like. Nu uitați că pe mine puteți urmări și pe Instagram. Aveți Instagram-ul jos în descriere dacă vreți să intrați, să-mi dați un follow. De asemenea, nu uitați să dați un share pentru că mă ajutați foarte, foarte mult să distribuim aceste videoclipuri cu FIFA dacă vă plac și de ce nu, poate aveți niște prieteni care vor să se uite la o carieră pe FIFA 21. So, cam asta ar fi. Eu am fost Dani și ne auzim la următorul episod. Bye, bye!